găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vorbim astăzi despre proiecte ale municipiului Iași, despre ce s-a votat luni în Consiliul Local, când s-a vorbit despre bugetul municipiului Iași. Așa cum știm, de multe ori, multe proiecte anunțate, mai mari, mai mici, ajung să nu fie duse, să nu fie puse în practică în Iași, nu numai în Iași, desigur, iar alte dintre aceste proiecte sunt trecute în buget, lucru care înseamnă că au șanse mult mai mari să fie puse în practică, iarăși nu toate, că multe dintre ele se amână de la un an la altul. Discutăm astăzi împreună cu consilierul local din partea Partidului Național Liberal, Răzvan Timofciuc. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iași. Mulțumesc pentru invitație. Primul proiect despre care vă propun să discutăm este cel care a strânit și o controversă vie ieri, astăzi, între conducerea primăriei municipiului Iași și Partidul Național Liberal, și anume aceea de a fi montate camere de supraveghere în oraș pe o perioadă de 4 ani să se facă acest proiect pentru diminuarea și prevenirea criminalității, adică și infracționalității în oraș, proiect pe care dumneavoastră nu-l considerați, cei de la PNL, nu-l considerați prioritar. De ce? În primul rând, nu-l considerăm prioritar pentru că este presupune un cost foarte mare și, din punctul nostru de vedere, altele sunt problemele stringente ale orașului. Atât timp cât avem cel mai mic număr de spațiu verde pe cap de locuitor, avem probleme foarte mari cu poluarea, suntem cel mai poluat oraș din România, avem probleme foarte mari pe zona de infrastructură rutieră, mai ales în cartiere, pe străzile lăturalnice, iarăși problema transportului în comun, probleme sau nevoi în ceea ce privește reabilitările școlilor din municipiul Iași. Așadar, această nevoie, această prioritate, dacă credeți, această inițiativă de a monta 1000 de camere în tot orașul cu un cost... 333 de adrese. Da. Monitorizate permanent. Media cam de 3 camere pe fiecare locație propusă de către cei de la primărie, presupune un cost exorbitant de mare, undeva la 12 milioane de euro, și din punctul meu de vedere și al nostru, al consilierilor liberali, nu este oportun această investiție. Pentru că, după cum am spus, din punctul nostru de vedere, alte sunt prioritățile orașului în acest moment. Ar fi 4 milioane de euro anual, nu? Bugetul Iașului, pe ceea ce înseamnă investiții, și când mă refer la investiții, mă refer banii care se presupun sau se doresc a fi atrași în fonduri europene, absolut tot ce înseamnă investiții, se ridică undeva la maxim 40 milioane de euro. Deci în fiecare an ar trebui să dăm 10% din bugetul nostru de investiții pentru achiziția de camere de supraveghere în oraș. Nu este momentul acum pentru așa ceva. Noi nu avem, slavă Domnului, atacuri teroriste în oraș să instalăm, să implementăm un astfel de sistem de supraveghere în masă. Și acesta este principal motiv pentru care ne-am opus. Ne-am mai opus și pentru că este un subiect sensibil și, din nefericire, municipalitatea a luat decizia de a implementa acest proiect, de a aproba indicatorii tehnico-economici, de a procede la achiziție, fără a exista o dezbatere prealabilă cu cei din societatea civilă, cu ieșenii, pentru a vedea care sunt, nu știu, riscurile care pot exista în urma implementării acestui proiect. Vor fi afectate libertățile și poate dreptul la intimitate? Poate au luat în considerare faptul că există deja aproape 120 de camere de luat vedere în oraș. Există 600 de camere montate în cadrul sistemului de management al traficului și încă 250 de camere, dacă nu mă înșel, instalate în oraș pentru un alt proiect, Arhimede. Așadar, deja sunt 800 de camere, mai urmează să instalăm încă 1000 de camere, deci probabil că am fi orașul cel mai supravegheat din România. Și vreau aici să fac o nuanță. A fost acea situație nefericită la poliția locală când fostul primar a abuzat de funcția pe care a avut-o și a folosit resursele instituției pentru a spiona, practic, ibovnica dumnealui. Nu, dar n-a folosit camerele... A folosit infrastructura poliției locale. Vreau să spun că după acel moment, primarul Chirica, care a venit în 2015, nu a întreprins nicio acțiune pentru ca astfel de situații în care resursele de control, dacă vreți, sau instituțiile de control ale primăriei, să nu mai facă astfel de acțiuni.
Deci am avut acea situație, lucrurile au rămas așa și nu avem nicio garanție că aceste camere instalate în tot orașul nu vor fi folosite în mod abuziv de către cei din conducerea primăriei. Aceste camere, conform proiectului, camere de monitorizare permanentă, sunt în special, vizează parcurile, esplanadele, intrările și ieșirile din oraș, spitalele, școlile, grădinițele, liceile, piețele agroalimentare, parcurile de joacă pentru copii, zonele de agrement. Ce-ar fi de spionat în aceste zone, dacă aveți această suspiciune? În primul rând, noi criticăm acest proiect pentru că nu îl considerăm oportun, prioritar în acest moment și costurile sunt foarte mari. În al doilea rând, că nu există o dezbatere largă în jurul implementării acestui proiect. În al treilea rând, și aici ajung la întrebarea dumneavoastră, există și ceva probleme de, dacă vreți, legalitate. Curtea Europeană de Justiție, în anul 2016, a dat o comunicare prin care a transmis că statele, autoritățile publice locale pot implementa sisteme de supraveghere în masă, cum este acest sistem de supraveghere video, doar în cazuri de forță majoră, în caz pentru a se preveni atacuri teroriste și alte situații extreme. Din fericire, în Iași nu este cazul. Din contră, din raportul Inspectoratului Județean de Poliție din anul 2016, vedem că rata infracționalității și criminalității pe toate domeniile a crescut, din fericire. Așadar, nu văd de ce... A scăzut, în termeni de la 15% până la 7-8% și aceste date sunt din raportul Inspectoratului Județean de Poliție. Cei de la primărie spun așa, în comunicatul transmis ieri, că aceste cifre sunt în scădere și din cauza faptului că există aceste mijloace de monitorizare, există aceste solicitări din partea instituțiilor de forță mai mică sau mai mare, prin care se solicită imagini după anumite incidente și sunt și câteva cifre pe care le oferă. S-au fost 638 de cereri de astfel de la camerele de luat vederi, cu 168 mai multe față de 2016. Și acest lucru ar veni ca urmare a acestui gen de proiect, care este unul de a preveni astfel de fapte de infracționalitate. Dacă mergem pe logica fruntașilor din primăria Iași, ar însemna că trebuie să montăm camere video. Să montăm camere video în absolut toate unghierele orașului pentru a preveni orice potențială infracțiune. Nu cred că este cazul și repet, ține, dacă vreți, de un set de valori pe care noi liberalii le avem, și anume dreptul la intimitate și la viața privată este unul foarte important pentru noi. Chiar dacă aceste camere sunt montante în spațiu public, sunt foarte mulți oameni care nu le convine ca peste tot unde merg să fie supravegheați de un astfel de sistem. Înțeleg că, din punctul dumneavoastră de vedere, nu este un proiect prioritar, dar exact. Este un proiect care este de dorit sau nu? Este un proiect de dorit, dar nu în condițiile actuale în care se află Iașul și nu în contextul actual. Nu suntem Londra, din fericire, să avem, nu știu, o rată a atacurilor teroriste sau nu avem deloc atacuri teroriste. Nu este, dacă vreți, un demers total rupt de nevoile municipiului Iași. Asta este principala noastră problemă, că investim o sumă imensă de bani din bugetul orașului când altele sunt nevoile stringente pe care le solicită ieșenii. În celelalte puncte, pe de altă parte, pare să existe un fel de, să-i spunem, armonie. Bugetul a fost votat cu unanimitate, au fost adoptate și propunerile. Da, exact. Pentru prima oară, dacă nu mă înșel, după 89, bugetul municipiului Iași a fost votat de către toate formațiile politice în condițiile în care, culmea, primarul în acest moment nu mai este din niciun partid politic. Dar acest lucru s-a întâmplat pentru că noi am votat bugetul spre deosebire de ceilalți 2 ani, că am găsit, din fericire, o deschidere mai largă din partea celor din conducerea primăriei cu privire la amendamentele noastre. Și astfel, toate amendamentele pe care le-am propus la buget au fost acceptate. Sigur, eu îmi pun mari dubii că ele vor fi și implementate în cursul acestui an, dar atât timp cât propunerile noastre s-au regăsit în forma bugetului, am considerat că este în regulă să îl aprobăm. Cele mai importante propuneri?
Cele mai importante, am să enumer câteva, am propus să începem toate demersurile pentru realizarea unui drum de acces către aeroport, iar această inițiativă se regăsește în buget, a fost alocată o sumă de bani pentru a începe absolut toate studiile și toată documentația. Am propus de asemenea ca în spațiul... Preferați o variantă anume, că s-au vehiculat mai multe idei. Da, noi preferăm varianta de lângă lacul Ciric, să fie o pasarelă pe două benzi, care să treacă pe lângă aviația utilitară și să ajungă în actuala parcare aeroportului. Este propunerea care s-a regăsit în puzzle-ul pe care l-a făcut aeroportul atunci când a realizat investiția. Este o propunere venită din partea aeroportului Iași. Din păcate, nici și celelalte propuneri sau idei de trasee pentru acest drum ale primăriei au rămas la stadiu de discuție, nu s-a mai întâmplat nimic. Exact, doar variante discutate, idei. Un alt proiect este acela de a realiza un plămân verde al orașului, plecând de la nevoia de spații verzi și de la problema poluării în oraș, pe terenul de 60 de hectare din Cea Roseti, pe care l-are primăria în momentul de față și unde iarna lumea merge la grătare acolo, să realizăm un parc la care toți ceșenii să aibă acces. Un alt... Vă întrerup numai puțin, pentru că acesta ar fi un plămân. A mai fost o idee a Partidului Național Liberal, a consilierilor, la începutul acestui mandat, cu crearea unui alt plămân, apropo, un parc în zona cealaltă a orașului, mă refer la Cetățuia, da. Zona Fortus și acolo. Da, noi am avut aceste două propuneri în urma discuției cu cei din conducerea primăriei și datelor pe care ele au prezentat. S-a considerat că este mai viabil un astfel de plămân verde al orașului, plecând de la faptul că în zona Cetățuia acolo există ceva litigi cu terenurile, ar trebui ca și Metropolia să-și dea acceptul, deci ar fi mult mai mult tergiversat o astfel de investiție. Pe când aici amplasamentul este în proprietatea primăriei și ar putea foarte bine de anul acesta să înceapă toate demersurile. Am propus la fel investiții în parcări în municipiul Iași, parcări supraterane în cartiere și împreună cu cei de la primărie s-au identificat câteva spații și, mă rog, s-a regăsit în buget o sumă de bani pentru începerea investiției. Un alt proiect este realizarea unui incubator pentru mediul de afaceri sau un incubator de afaceri în actualul cămin de la Anghel Saligny, care nu mai este utilizat. Noi inițial am propus un astfel de incubator să fie realizat într-o altă locație, dar la fel, în urma discuției cu primarul Chirica, am ajuns la această soluție. În ce stadiu este, de exemplu, discuția votată în Consiliul Local legată de un parc industrial pe platforma Fortus? Apăruseră informații că este contestată decizia. Chiar așa și este. Acea decizie de a trece în proprietatea primăriei 23 de hectare de teren în contul datoriei pe care Fortus o avea către primărie a fost contestată. În instanță, În instanță. Deocamdată primăria nu a intrat definitiv și irrevocabil în posesia acestui teren, dar acolo și noi, cei din Partidul Național Liberal și cei din PSD și primarul Chiric au susținut realizarea unui parc industrial acolo, pentru că are absolut toate facilitățile acea zonă. Și ar fi primul parc industrial realizat în Iași. Acestea sunt câteva dintre inițiativele pe care noi le-am propus și s-au regăsit, se regăsesc, de fapt, în actuala forma bugetului. Eu îmi doresc ca ele să fie și concretizate, nu doar să fi fost... nu știu, trași pe sfoară de către primarul Chirica, doar pentru a avea un vot în anonimitate pentru ceea ce înseamnă bugetul. Este vreo mențiune specială din partea dumneavoastră legat de buget, dacă ne uităm spre modul în care ne pregătim să atragem fondurile europene? Sau vrem să le atragem? Da, din păcate anul trecut am ratat destul de multe proiecte pe fonduri europene. Cel mai important este Palatul Braunstein,
investiția totală acolo se ridică la 20 milioane de lei, adică cam 5 milioane de euro, și nu s-a reușit accesarea de fonduri europene pentru consolidarea acestui monument și am început investiția, sau se dorește să fie începută cu fonduri de la bugetul local. Cred că cel mai mare, sau da, poate singurul mai mare, este cel cu Mănăstirea Frumoasa, unde este un acolo, da, proiect a fost, care a fost acceptat. A fost acceptat și din lista de rezervă a mai fost acceptat și realizarea la fost amplasament al Băii Turcești, a unui complex turistic acolo. Acestea două proiecte deocamdată sunt finanțate. A fost pierdut tot acesta cu reabilitarea Palatului Braunstein, cu izolarea termică a 23 de blocuri în oraș. Dar ca în fiecare an, primăria și-a propus foarte multe proiecte îndrăznețe în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene, însă îmi pun mari... Am rezerve că acest lucru se va realiza și în contextul în care suntem la nivel național destul de izolați din cauza frondei primarului Crica. Ați votat, adică, cu îndoială acest buget? Am votat cu rezerve, nu cu îndoială, pentru că eu nu am foarte, foarte mare încredere în omul politic și omul de administrație, Mihai Crica, care se va ține de cuvânt în ceea ce înseamnă propunerile noastre. Este un cec în alb, dacă vreți, și vom vedea, vom urmări cu foarte mare atenție pe parcursul acestui an ca tot ceea ce noi am propus să se și concretizeze, pentru că aici vreau să fac o precizare. Noi am venit cu aceste propuneri în urma unei consultări pe care am avut-o cu Ieșeni, am unei consultări online, undeva la 1930 de chestionare au fost completate de către Ieșeni, care ne-au transmis principalele priorități de dezvoltare pentru oraș și probleme punctuale în cartiere. Noi am făcut o sinteză a ceea ce ne-a transmis Ieșeni și am transformat aceste rezultatul acestui chestionar în amendamente la bugetul local. Cam aceasta a fost procesul prin care noi am ajuns să avem 13 amendamente la bugetul local, care toate au fost aprobate de către majoritatea din Consiliul Local. Primăria sau majoritatea din Consiliul Local are, în mod firesc, într-un fel, propriile priorități, spre deosebire de grupul Partidul Național Liberal din Consiliul Local. Ale acestui partid, care sunt prioritățile? Care ar fi pentru anul viitor? Deci, anul acesta, de fapt. În ceea ce înseamnă infrastructura din oraș, problema parcărilor, problema traficului și a sistemului de management al traficului, problema spațiilor verzi, care vine la pachet cu problema poluării. Acestea sunt cele 5 priorități pe care noi ni le-am asumat în acest an și fapt că sunt aceleași la începutul mandatului și resimt Ieșenii și plus investiții în ceea ce înseamnă educație și pe zona de sănătate, cele două spitale care sunt în subordinea primăriei. Noi am propus ca fiecare școală să fie dotată cu fiecare clasă, de fapt, să fie dotată cu un videoproiector și un ecran de proiecție și a rămas ca primăria să facă o centralizare a tuturor sălilor de clasă care nu au astfel de echipamente și după ce avem un rezultat final, să facem o astfel de investiție. Și este o propunere venită în urma discuțiilor pe care am avut-o cu diferiți directori de școli, diferiți profesori care reclamă faptul că nu au mijloace mai interactive să își susțină lecția. Dotări în educație. Dar ați amintit între priorități infrastructura. Aici problema principală este finanțarea. Pentru că infrastructura costă și costă foarte mult. În această situație, cele mai multe primării și nu doar primării, guverne, consilii județene, fac acest lucru. Trec drept prioritate infrastructura, în schimb, pentru că nu au bani sau nu-i atrag, nu se pricep sau nu au cum să-i atragă, depinde de motivație, atunci se ocupă de alte proiecte pe care le prioritizează în urma acestuia. Păi da, dacă noi dăm pe an undeva la 2 milioane de euro pe... Hai să nu le spun chermeze, dar evenimente publice, concerte, sărbători, festivaluri și mai departe. Cam 2 milioane de euro. Vedem că dăm... Nici nu pot fi șterse toate cheltuielile cu organizarea evenimentelor.
dar pot fi foarte, foarte mult reduse. Dacă noi chemăm artiști pe care îi plătim cu 200.000 de euro să concerteze la, nu știu, de Rebelion sau plătim pentru Festivalul Internațional de Educație care nu nici festival în aratul sens al cuvântului, nu nici internațional și nici nu celebrează educația, 500.000 de euro. Sunt doar câteva exemple. Deci oricum pot fi foarte, foarte multe reduse costurile. Vedem că plătim 4 milioane de euro pe următorii 4 ani pentru... Adică ați prefera să se mute din finanțările acestea spre zona de infrastructură. Pentru că sunt chestiuni, dacă vreți, minimale, de bun simț, de civilitate. Dar ar fi rezultate semnificative, pentru că, repet, infrastructura este foarte bună. Dar asfaltatul unui kilometru costă cât tot bugetul de eveniment. Acum nu refacem infrastructura de la zero, dar uitați cum arată străzile după iarnă, cratere în mare parte a străzilor din oraș. Ori, din punctul meu de vedere, haideți să rezolvăm aceste probleme mai întâi, să alocăm resursele pe care le are municipalitatea cu preponderență în ceea ce înseamnă infrastructură, pentru ceea ce înseamnă dotări la școli, pentru ceea ce înseamnă, nu știu, spații verzi, parcuri de joacă. Adică chestiuni de bun simț pentru o comunitate modernă și după să facem lucruri pe care poate alții și le permit, dar noi nu. Da? Să instalăm sisteme de supraveghere masă, să plătim 100.000 de euro pentru concerte, să finanțăm, nu știu, cluburi sportive care ar putea fi finanțate în sistem privat și așa mai departe. Ori vedem o fărmițare a banilor pe care are primăria, deci vorbim de un buget de aproximativ 180 milioane de euro. Bani pe care îi gestionează primăria, din care, din acești 180 de milioane de euro, spuneam că 40 milioane de euro sunt investiții cu tot cu ce își propune primăria să atragă fonduri europene, împrumuturi, absolut tot. Dar de la bugetul local, din, dacă vreți, taxele și impozitele ieșenilor, se alocă pentru investiții doar 10 milioane de euro. Deci 180 milioane de euro, noi din bani la bugetul local cheltuim doar 10 milioane de euro pentru investiții. Pentru că primăria, sau mă rog, viziunea din ultimii ani a celor care au fost la primărie a fost aceasta de a se împărți în zeci de mii de zone, de a împărți bugetul în zeci de zone și nu se mai înțelege absolut nimic din el. Ați votat acest buget până la urmă pentru că îl considerați mai aproape de ceea ce vă doriți, ca să nu spun perfect, sau pentru că a fost o disponibilitate? A fost o disponibilitate. A fost, cu dacă totul vreți... alta față de precedentele discuții, ședințe și votări de buget în primul, în primul rând, faptul că ne-au fost acceptate amendamentele și, la urma urmei, noi suntem acolo, încercăm să facem un pic mai bine în orașul nostru, având și am avut această posibilitate prin disponibilitatea manifestată de către cei din primărie cu privire la amendamentele noastre. Dar am rezerve și am cumva îndoieli în privința implementarea ceea ce noi ne-am propus, dar nici nu puteam să nu-l votăm atât timp cât ei au fost deschiși și absolut toate inițiativele noastre, într-o formă sau alta, s-au regăsit în buget. Și cei de la celelalte partide au avut inițiative și la fel. A fost o foarte, foarte mare deschidere, dar asta nu înseamnă că noi în continuare nu facem opoziție la modul cum Mihai Chirica conduce orașul, la Partidul Social Democrat din Consiliul Local, și rămânem în continuare foarte atenți la derapajele celor care sunt acum la puterea locală. Dintre proiectele mai mari anunțate, și cu acest lucru încheiem pentru că ne apropiem de final, dintre proiectele mai mari anunțate, sală de sport, stadion, un stadion nou și lărgirea acestuia, sau cele de infrastructură, în care noi am propus că sunt realizabile? Încă de în primul mandat am propus realizarea unei săli polivalente la Iași de 16.000 de locuri. În acest an deja primăria a întreprins demersul pentru realizarea puzzle-ului și imediat după ce puzzle-ul va fi aprobat în Consiliul Local urmează să se tocmească absolut toate documentațiile pentru realizarea acestui proiect. Deci lucrurile s-au grăbit cumva, mă gândesc și la presiunea noastră, și ne-am insistat ca în bugetul pe anul acesta să fie prevăzute sume de bani pentru a începe toate documentațiile după ce puzzle-ul urmează să fie aprobat în Consiliul Local pentru realizarea unei săli polivalente la Iași. De stadion am auzit doar, nu știu, noi nu am oftat o astfel de propunere. Nu oficial, s-a vehiculat mai multe variante,
la fel, nu știu prea multe pentru că noi nu ne-am asumat un astfel de proiect. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, Răzvan Timofciu, consilier din partea Partidului Național Liberal în Consiliul Local al Municipiului Iași. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului @digi24.ro sau pe pagina de Facebook facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. Vă urez o seară cât mai bună!